Bine v-am regăsit la emisiunea Doctor Online, prima realizată sub egida Regina Maria, Spitalului Privat Regina Maria. Alături de mine astăzi în platoul Via Cluj TV se află domnul doctor Rareș Buiga. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Dumneavoastră sunteți medic primar anatomie patologică, șeful departamentului de anatomie patologică de la Institutul Oncologic, dar sunteți și la laboratorul Santo Mar, care știu că aparține de Regina Maria. Ei bine, astăzi aș dori să povestim despre un subiect legat de telepatologie. Ce este telepatologia și cu ce ajută ea oamenii? Telepatologia este un subiect care îmi stă la inimă, știți? Pentru că are multe promisiuni, mai ales pentru situația din țara noastră. Telepatologie înseamnă în principal patologie la distanță, adică anatomie patologică la distanță. Doctorul se află într-o locație, în timp ce preparatul, lama de examinat, deci și pacientul se află într-o cu totul altă locație. Poate să fie la celălalt capăt al lumii. Așteptam de mult momentul acesta, dar acum se pare că tehnologia îl permite. În lumea internetului se poate și așa, dar cum funcționează acest lucru? Anatomia patologică este o meserie vizuală. Deci 95% din ceea ce facem are legătură cu văzul. Și cu detaliul. Cu imagini, da. Nu doar, dar în bună parte. Și atunci... A transmite imagini la distanță nu pune nicio problemă actualmente. O facem cu toții, cu telefoane, cu... Deci tehnologia actuală o permite. Și acum există posibilitatea ca imagini relevante să fie transmise la distanță. Cu alte cuvinte, să mimăm ceea ce se întâmplă într-un laborator de anatomie patologică. Sigur, nu tot procesul, ci doar ceea ce implică imaginea. Deci de la... anumite părți care le face medicul în viața de zi cu zi. Cam 95% dintre... Este nevoie ca spitalele sau laboratoarele implicate în așa ceva să fie parte dintr-o rețea ca să poată funcționa acest sistem de diagnosticare? Telepatologia poate funcționa poate să funcționeze atât în cadrul unei rețele, dar este nevoie de un emițător și de un receptor. Deci, cu alte cuvinte, poate să fie o chestiune bilaterală. Și există foarte multe posibilități de a beneficia de această nouă tehnologie, fie în rețea, fie în relațiile între doi medici, fie în relațiile între două laboratoare și așa mai departe. Deci posibilitățile sunt practic nelimitate și depinde modul de organizare al rețelei sanitare până la urmă. Știu că această telepatologie presupune mai mult decât atât, și anume și colaborarea, medicină colaborativă, ca să-i spun așa. Vine medicul anatomopatolog, spune ce are de spus, mai vine un alt specialist care se uită la aceeași imagine și vede altceva. Explicați-ne dacă ați folosit, mă gândesc că ați folosit deja acest sistem și cât de des este folosit la noi în țară în momentul acesta. Ei bine, pot să vă anunț cu mândrie și cu multă bucurie că am făcut un prim experiment acum în cadrul rețelei Regina Maria de diagnostic live la distanță. Adică noi foloseam de mult telepatologia, noi ne transmiteam imagini, cazuri interesante. De exemplu, la Institutul Oncologic avem de ani de zile, Institutul Oncologic a fost un pionier în domeniul telepatologiei și al lamelor virtuale. Avem un scanner de lame care ne-a permis să lucrăm cu colegi de noștri de la universitate, din alte centre, din străinătate. Dar discutăm despre colaborări în cadrul unor proiecte științifice, în cadrul unor colaborări, știu eu, pe linie didactică. Dar niciodată până acum nu s-a făcut pentru diagnostic efectiv, de adevăratele, pe pacientul în sala de operație, de exemplu. Și acum am avut un prim experiment care s-a desfășurat foarte bine, în care medicii, doctorii anatomopatologii erau în Cluj, în laboratorul Santo Mar, iar pacientul era operat în spitalul Ponderas din capitală.
la domnul profesor Copăiescu. Ei bine, în cadrul laboratorului de acolo era pusă stația tehnică necesară atât pentru partea de macroscopie cât și pentru partea de microscopie, iar toată acea aparatură era comandată online și în timp real, adică exact în momentul operației, de către medicii noștri anatomopatologi de aici. Și țin să vă spun că totul s-a desfășurat foarte bine și medicul din sala de operație nici nu și-a dat seama că medicul nu a fost în... Sigur, nu i-am ascuns, dar vreau să zic că senzația lui a fost că eram în spatele ușii de la blocul operator. Deci, încercăm să aducem telepatologia din câmpul cercetării sau al predării, pentru că telepatologia se potrivește foarte bine cu tot ce înseamnă educație, partea didactică. Studenții pot acum, în loc să le montăm la fiecare pe masă un microscop sau putem să le... Ei pot să vizualizeze imaginile pur și simplu pe o tabletă sau pe un calculator. Pot să învețe de unii singuri, numai să vrea. Și pot, de asemenea, să se autoexamineze. Adică există și module în care pot să dai un examen de anatomie patologică de acasă, virtual, dacă vreți, pe imagine. Există programe și sper că în curând să existe programe similare și în cadrul universității noastre din Cluj. Dar încercăm acum să o scoatem din domeniul acesta cumva... teoretic. Ezoteric, teoretic, să zic așa, și să o aducem la patul bolnavului, adică pentru ceva care are o relevanță directă la fiecare caz. Încercăm să mimăm că suntem prezenți lângă pacientul nostru. Și se poate. Deci acum se poate. Ideea este că poate pacientul să beneficieze de știința celor mai antrenate minți în domeniu. Exact. Asta este un alt avantaj. Pentru că anatomia patologică este un domeniu în care se simte nevoia de supra-specializare. Nimeni nu mai are capacitatea mentală să știe tot. Vorbesc în domeniul anatomiei patologice, nu în medicină, pentru că specializarea în medicină a apărut din evul mediu în care au două specializări, nu? Cea de medic și de bărbier, da? Care făcea muncă de chirurg. Acum avem o mulțime de specialități medicale, dar în cadrul specialității noastre, înguste, de anatomie patologică, avem nevoie de multe supra-specializări în dermatopatologie, în neuropatologie, în gastroenterologie, în diversele ramuri înguste ale patologiei. Acești specialiști îi avem. În România există specialiști de înaltă clasă, atât în Cluj, cât și în București, cât și în alte centre, de obicei în centrele universitare, adică acele centre care reușesc să atragă cazuri de un anumit tip, multe cazuri de un anumit tip pentru ca să-și formeze experiența profesională. Și din păcate, în domeniul oncologiei nu o să vă lase niciodată fără muncă și din păcate, da. Și asta vreau să zic. Deci, dacă există specialiști, din păcate, nu îi avem lângă noi. Prin telepatologie putem să intrăm în legătură eu ca un anatomopatolog, să zic, generalist, mă confrunt cu un caz deosebit de, știu eu, ce specialitate de dermatologie, de dermatopatologie, atunci pot să apelez prin intermediul telepatologiei, scanez repede lama, o trimit colegului meu care se uită și îmi poate da imediat părerea lui. Și atunci rezultatul meu va avea valoarea minții colegului meu. Deci pot să beneficiez de cunoștințele și de... Sigur că rămân multe chestiuni organizatorice de pus în practică, dar există deja posibilitatea și mai ales există necesitatea. Și asta este un lucru foarte important care se poate deja realiza prin telepatologie și într-o oarecare măsură chiar și în momentul de față îl facem. Ne consultăm între noi, ne trimitem lame, dar în momentul în care se va face organizat și la nivelul, ați vorbit de rețele, la nivelul întregii rețele din România, atunci va fi un salt calitativ, pentru că pacientul cel mai nefericit sau mai
care provine dintr-un mediu nefavorabil, să zicem, acolo unde accesul la serviciile medicale, să zicem, nu este cel dorit. Sau la informație, că pur și simplu ne mai vorbim de pacient, informație, da. Un pacient care nu știe că există așa ceva, poate zice că gata, nu are nicio șansă sau nu a fost sau nu a primit cea mai bună șansă, că venim vorba. Exact, deci asta va duce la creșterea calității și cumva la democratizarea medicinei, a accesului la medicină. Adică, în general, anatomia patologică este o chestie de nișă, este un lucru foarte specializat și suntem o specie rară, adică și în același timp o specie foarte costisitoare. Adică nu orice spital din țara noastră, dar de nicăieri din lume, își permite să aibă propriul lui anatomopatolog. Iar dacă are un singur anatomopatolog și are o patologie diversă, iar e o problemă. Că nu e specializată pe ea. Nu e specializat pe ea. Și atunci, prin telepatologie, sperăm noi, anatomopatologii, să reușim să formăm un sistem în care să putem oferi în toate spitalele în care se operează din țara noastră, acces la servicii de patologie de înaltă clasă, de cea mai înaltă clasă. În ceea ce îl privește pe pacient, ar trebui el să știe ceva în mod special legat de această acest mod mai ușor, mai curat, mai de diagnosticare a cancerului? Să știți că noi suntem cei care nu ne vedem. Noi nu rare ori ne întâlnim cu pacientul. Așa că pacientul, sunt convins că, adică mulți dintre pacientul standard din România nu știu ce înseamnă acea anatomopatolog. Mi se pune întrebarea, ești doctor, da, ce care? Doctor, de care? Anatomie patologică. Asta ce e? Și încep zic, un soi de doctor, de laborator, știi când ți se face biopsie, când te operezi. Deci suntem puțin cunoscuți. Pe de altă parte, vestea că cineva este bolnav sau sănătos o primește de la, în urma unei analize făcute de un medic anatomopatolog. Da, deci suntem puțin cunoscuți, dar suntem foarte importanți. Nu doar, adică în primul rând, noi oferim diagnosticul. Adică, prin ce ne deosebim, de exemplu, de un medic de laborator, pentru că confuzia este foarte frecventă, pentru că vorbim de laborator de anatomie patologică, dar acest laborator nu face absolut nimic asemănător cu ce face un laborator de analize medicale, un laborator clinic. Pentru că noi, sau cum zic, rezultatul, produsul muncii noastre este diagnosticul. Și pentru ca să ajungem la diagnostic, sigur, ne uităm la lamele noastre, studiem cu microscopul acele eșantioane de țesut extrase prin biopsie, prin operație din pacienți. Dar noi nu putem să punem un diagnostic precis dacă nu avem acces la toate informațiile, adică la tot istoricul pacientului, la toate analizele pacientului, chiar la contextul familial câteodată, pentru că există și tumori cu ereditare care se transmit genetic. Exact, sigur. Se transmit genetic. Și așa mai departe. Deci noi integrăm totul, atât informațiile imagistice, adică radiologii, care sunt frații noștri, pentru că și ei analizează imagini toată ziua ca și noi, doar că ei prin mijloacele specifice, avem nevoie de input-ul lor în judecata noastră. Dar cei care formulează diagnosticul la sfârșit sunt anatomopatologii. Și poartă întreaga exact. Răspundere. Exact. Deci, dacă am zis că e cancer, e cancer. Și nu o să vină o altă specialitate să sigur, ne ajutăm, dar nimeni nu o să trateze un pacient de cancer fără să aibă acest rezultat anatomopatologic. Cu el începe. Deci nimeni nu îndrăznește să supună unui regim destul de agresiv, aș putea spune. Nu? Chimioterapie, radioterapie, nu e o glumă, nu? Chirurgiile mari, marea chirurgie oncologică. Nu te apuci să operezi un pacient până nu ești sigur că acolo există motivul pentru a intra într-o mare operație care poate să fie cu consecințe. Adică poate să fie chiar mutilantă, dar salvează vieți o astfel de... E bine, noi suntem cei care oferim această license to not to kill.
License to treat. To treat, foarte da, bine. Pentru, și nu numai pentru chirurgi, ci și pentru oncologi și pentru radioterapeuți, adică pentru cei care se ocupă cu tratamentul cancerului. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații legate de telepatologie și vă așteptăm și la alte emisiuni, Doctor Online. Vă mulțumesc!